Suntem în plin sezon al transferurilor de jucători și chiar de antrenori, dovadă statisticile publicate în ultimele zile, care arată noua componență a loturilor din fotbalul campionatului intern. Astfel, patronii din Liga 1 caută cele mai bune soluții pentru echipele lor, jucători sau antrenori bine cotați, gata să facă performanță. În ceea ce privește Astra Giurgiu, Daniel Isăilă rămâne în continuare la cârma echipei. La capitolul jucători, până acum la sosiri, îi putem menționa pe Ali Bek, transferat de la Inter Milano, și Iorga, adus de la Oțelul. În schimb, au părăsit Astra Bărboianu, care este liber de contract, la fel ca și Giurgiu, Ungureanu și Asante, în timp ce Pedro Santos a fost transferat la Braga. Astra Giurgiu și-l dorește și pe Frăsinescu, se pare cel mai curtat fundaș din Liga 1, pentru că și Petrolul visează la o semnătură din partea jucătorului de la Gazmetan. Aflat în ultimele 6 luni de contract, acesta poate negocia cu orice echipă dorește și are de unde alege. Este dorit de CFR Cluj, de Petrolul și Astra, al cărei lider l-a contactat deja pe fundaș. Frăsinescu are 180 de meciuri jucate în Liga 1 și, înainte de Gazmetan, a evoluat pentru Gloria Bistrița. Sub formă de împrumut, giurgiuvenii îl vor și pe Paul Pap, fundașul echipei Chievo-Verona și al Naționalei României. În vârstă de 24 de ani, Paul Pap a început bine aventura din Serie A, însă în acest sezon a fost rezervă la gruparea din Chievo și ar agrea un transfer.